Disney. Povești din colecția de aur. Clopoțica. În acea zi, încă un copil râse pentru prima dată. Râsul zglobiu al bebelușului zbură pe fereastră, se agăță de un puf de păpădie și zbură cu el departe, departe, la capătul lumii oamenilor, în valea ielelor, unde își aveau casa zânele. Chiar când ajunse acolo, se transformă într-o zână nouă. Regina Clarion o întâmpină cu bucurie. Venise timpul să-i descopere talentul. În cercul magic de aur se aflau tot felul de lucruri, dar când zâna încerca să le atingă, ele se topeau în aer. Și dintr-o dată, un ciocan de piatră se aprinse cu o strălucire aurie. Iată-o pe noua membră a breslei cârpacilor, zâna Clopoțica, zise regina. Ai sosit la momentul potrivit. Anotimpurile se vor schimba dintr-un moment în altul, strigară doi cârpaci entuziasmați, Clang și Boloboc, ducând-o pe Clopoțica într-o călătorie sus, sus de tot. Îi arătară iarna, toamna, primăvara, iar în scurt timp ajunseră în zona cârpacilor și o conduseră la noua ei casă. Clopoțica era tare încântată. Deși rochia pe care i-o pregătiseră Clang și Boloboc era mult prea mare pentru ea. Dar la ce sunt bune foarfecile? Hârști, hârști! Și rochia i se potrivi ca o mănușă. Acum mai trebuia doar să-și prindă părul ca să poată lucra în atelier. Acolo era mult de muncă, așa că zâna Maria, supraveghetoarea cârpacilor, era bucuroasă de sosirea unui nou ajutor. Clang, Boloboc și Clopoțica descărcară cele necesare pentru făurirea lucrurilor de primăvară și plecară pe pajiște. Iridesa apucă cornul în care era strâns curcubeul și din el desfășură o frumusețe de arc multicolor. E perfect! Îl duc în lumea oamenilor! Acolo anotimpurile se schimbă mereu! Îi explică ea Clopoțicii. Încântată, Clopoțica visa și ea să devină o zână a naturii și, ca Iridesa, să viziteze lumea oamenilor. Zâna Silvermist îi arătă cum să facă picături de rouă și să le împrăștie pe pânzele de păianjen, dar toate picăturile de apă se spărgeau în mâna Clopoțicii. Zâna Iridesa încercă să o învețe cum să le dea lumină licuricilor, dar Clopoțica reuși doar să se facă pe ea însăși să strălucească. Zâna Faun îi arătă cum să învețe să zboare pe pui de pasăre, dar când încercă și Clopoțica, puiul se sperie și se ascunse din nou în coaja oului său. Nu sunt în stare de nimic, n-o să zbor niciodată în lumea oamenilor, zise Clopoțica supărată. Și cum stătea gânditoare pe malul mării, văzu o cutie muzicală printre diferite alte obiecte strânse acolo. Se duse să o cerceteze foarte interesată. Când sosiră celelalte zâne, Clopoțica porni mecanismul misterios. Chiar atunci, balerina grațioasă din porțelan începu să se învârtă pe o muzică melodioasă și frumoasă ce răsuna din cutie. Clopoțica reparase cutia muzicală stricată. Hei, dar tu chiar ai un mare talent de cârpaci, spuseră zânele. Dar Clopoțica nu era mulțumită. I-ar fi plăcut mult mai mult să fie și ea o zână a naturii. Te rog, învață-mă și pe mine cum să zbor și eu ca vântul, o rugă ea pe zâna rapidă Vidia. Dacă vrei să fii o zână a naturii, prinde ciulinii săltăreți, zise vicleană Vidia. Neștiind că nimeni nu reușise să îmblânzească vreodată aceste buruieni nesuferite, Clopoțica a făcut un țarc, apoi fugări ciulinii prin iarbă și când aceștia intrară în țarc, îi închise. Dar ciulinii scăpară. Degeaba încerca acum Clopoțica să-i mai prindă. Buruienile fugeau orbește înainte, lovind animalele, înțepând zânele aflate la lucru și distrugând totul în calea lor.
În urmă rămăsese doar un loc devastat, ca după o bătălie. Regina Clarion veni să vadă ce se întâmplase și să estimeze pagubele. Vai, totul e distrus! Va trebui să întârziați primăvara, zise ea, frângându-și mâinile. Îmi pare rău, e vina mea, spuse clopoțica plină de remușcări și hotărâ să părăsească Valea Ielelor pentru totdeauna. Poate totuși aș putea construi o mașinărie care să pregătească repede proviziile pentru primăvară? Se gândi ea plină de speranță și imediat se puse pe lucru. Când planul mașinăriei fu gata, se găsiră o mulțime de ajutoare care munciră împreună să o construiască. Și reușiră. Datorită mașinăriei geniale inventate de clopoțica, toate cele necesare pentru începerea primăverii fuseseră refăcute. De acum, primăvara putea sosi în orice moment. Clank și Boloboc aduseră cutia muzicală reparată în fața tuturor. Am dat și eu peste ea acum multă vreme, dar nu am știut cum să o repar. Însă tu ai reușit, clopoțico. Poți fi mândră de tine, spuse Zâna Maria. Și împreună cu Regina Clarion hotărâ ca tocmai clopoțica să meargă în lumea oamenilor ca să-i ducă înapoi cutia proprietarului care locuia tocmai în Londra. Când clopoțica ajunse la Londra, orașul arăta cenușiu și trist. Însă zânele începură să-și facă treaba. Gheața se topi, ninsoarea se opri, copacii înverziră, florile îmbobociră, iar păsările începură să ciripească peste tot. Era cea mai frumoasă primăvară din ultimii ani. Clopoțica pluti printre case, când, dintr-o dată, cutia muzicală prinse a străluci cu lumină aurie în dreptul unei ferestre. Era semn că zâna ajunsese la destinație. Puse cutia pe pervaz, pătu un geam și se ascunse. După o clipă, la fereastră apăru o fată. Privind bucuria acesteia când își descoperi lucrul pierdut, clopoțica se simți minunat. Pentru că a fi o zână cârpaci poate însemna să aduci multă, multă bucurie. Sfârșit. Abia aștept următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul Este Posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!